Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. În această seară am alături de mine pe domnul Sorin Marica, deputat Pro-România, și pe domnul Adrian Albescu, candidat al Partidului Pro-România pentru primăria orașului Iași. Bună seara, domnilor! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Domnule Marica, încep direct cu dumneavoastră. Da, vă rog. Știu că luni va urma o moțiune de cenzură depusă de partidele PSD, nu? Pro-România și ALDE. Da, inițiator a fost Partidul Social Democrat. După multe luni de zile, ca să spun așa, în sfârșit Partidul Social Democrat s-a hotărât să depună această moțiune de cenzură. Noi mereu le-am spus-o încă din februarie-martie, că trebuie să depunem această moțiune de cenzură și să pice guvernul Orban, pentru că se vede clar că țara e pe marginea prăpastiei din toate punctele de vedere, atât sanitar, economic și tot ce toate instituțiile statului sunt la pământ și chiar nu mai pot să lucreze, nu mai vorbesc de agricultură, de economie și așa mai departe. În sfârșit au depus această moțiune de cenzură. Văd că biroul permanent pentru ziua de luni, orele 14, se va dezbate moțiunea de cenzură și pe urmă se va intra conform regulilor care s-au acumulat datorită pandemiei. O să intrăm pe grupuri, noi Pro-România chiar la 18 și un sfert o să intrăm să votăm pentru picarea guvernului Orban. Sper să pice guvernul Orban, pentru că nu-și mai are absolut niciun motiv. Singurul susținător al guvernului Orban e președintele Iohannis. Chiar și știu foarte mulți din rândul PNL-ului care chiar vor să scape de acest guvern. Adică cum? PNL-ul să-și trântească propriul guvern? Da, sunt... Bine, nu o să și-l trântească, dar sunt foarte multe voci în PNL care sunt nemulțumiți de activitatea guvernului. Sunt nemulțumiți de activitatea premierului Ludovic Orban. Eu sunt convins, ca și în toate partidele, sunt oameni buni acolo, eu n-am nimic ceva deosebit cu guvernul. În schimb, cei care conduc guvernul, speță Ludovic Orban și mai câțiva miniștri acolo, nu sunt în regulă. Și eu am spus-o și cu alte dăți, măcar să fi făcut o remaniere cu câteva luni în urmă. Dar se pare că nu s-a vrut, cred că, nu știu, eu... Cred totuși că dacă maghiarii, UDMR-ul în speță, că nu s-au hotărât dacă va lua decizia ca să pice acest guvern, va pica. Dacă nu, va rămâne în continuare. Că eu, după câte știu, PSD-ul cu Pro-România și cu ALDE nu au suficiente voturi ca să pice guvernul. Dacă UDMR-ul se angajează, sau măcar parte din ei, atunci, cu siguranță. Mai sunt câteva voturi, am înțeles, și la minorități și s-ar putea... Hai să dar eu zic că totul depinde de președintele Orban. Dacă Iohannis vrea să scape de Orban, va pleca guvernul acasă, dacă nu, va rămâne în continuare. Nu președintele Iohannis votează acolo, dar haideți să luăm metodic un pic problema și să ne aducem aminte că PSD-ul a cam dat-o de garduri o lungă perioadă de timp cu această moțiune. Că o introduce, că stai așa că ne numărăm voturile, stai așa că să vedem ce alianțe putem face, stai așa că mai ne gândim un pic să vedem dacă e legal să introducem moțiunea în sesiune extraordinară, stai așa că... Deci au fost multe lucruri de care așa au fost acuzați PSD-iștii că sunt umblat cu PNL-ul. Așa și este. Pentru că vreau să vă amintesc că atunci când a început pandemia, știți că un senator de la PNL a luat acest virus. Este vorba de un senator de la Constanța, da? Da. Și primul parlamentar. Exact. Și tot în aceeași perioadă, deci e ceva de... Nu știu, n-am mai întâlnit așa ceva. Atunci PNL-ul, deci n-a venit la vot, pentru că mulți dintre colegii deputați din PNL au fost izolați, au intrat în izolare, în carantină. Și vreau să vă spun că atunci guvernul a trecut cu votul PSD-ului. Și de-aia vă spun că și mereu noi o spunem cei de la România că a existat un blat. Pentru că dacă
ei n-au venit atunci la vot, s-au bazat, au fost siguri 100% că PSD-ul o să treacă guvernul. Cred că a fost imediat după 15 martie. Da, da, da. Da? Și blatul a fost, pentru că noi astăzi nu suntem în turul 2, vreau să vă mă refer la legile astea locale care sunt în 27, pentru că au fost un blat, lor le-a convenit, ei s-au înțeles încă din februarie, din martie. Bă, câți primari vă mai trebuie, că știau oricum. S-au înțeles primarul pentru alegeri într-un singur tur. Sigur că da, pentru un singur tur la primar, pentru un singur tur la președinții de Consiliul Județene, pentru că, vedeți, o să fie alegeri în 27, da, sunt vreo 3200 de OAT-uri în... Câți credeți că o să se schimbe acolo? 3000 o să rămână, vă garantez eu de acum că 3000 de primari o să rămână în funcție. Păi și atunci, atunci pentru ce mai facem alegeri? Merita să schimbăm 200 de primari? Păi, pentru că este păi nu, constituțional, atunci... că este democratic să fie alegeri la 4 ani. Dar mie nu mi se pare democratic ca să aleagă un primar într-un singur tur. Se poate discuta, deci, sigur. Eu cred că primarul respectiv trebuie să aibă legitimitate mult mai mare. Aveți dreptate. Mai aveți, deci cu siguranță am dreptate. Mai aveți comparații cu alte țări unde se desfășoară? Nu știu, într-un singur tur unde se mai țină? Nu știu, chiar nu mi-amintesc. Cred că, probabil, nu știu să vă spun, dar cu siguranță, probabil, Uniunea Europeană și în țările democratice, poate una sau două țări, sau poate trei, dacă găsim situația de la noi. A fost, nu știu, în 2000, nici nu mai știu, cred că în 2012, în 2016 s-a schimbat legea. În 2016, da. Da. Ceea ce nu e... Corect, și eu am candidat de 5 ori în alegeri, dar era altă treabă, era bătălie, eram câte 12-13, acum îs 2-3, că o să vedeți, maxim, cel puțin la mediul rural, în orașe și municipiu, cu siguranță sunt mai mulți candidați. Dar eu cred că trebuia să li se dea șansa și partidelor mai mici de a intra totuși în turul 2. Pentru că altfel ei o să stea acolo mult și bine. Însă amândoi bară la bară acolo, mă refer la PSD și la PNL, undeva la 28-30%, după cum spun sondajele, și normal că lor le convine să stea acolo, să-și maximizeze pe unde pot cam toate localitățile, președinți de Consiliul Județene, acum au luat 130 de primari de la PSD, deja balanța e echilibrată. Acum dacă să ne gândim, cam paște, așa, am eu un sentiment așa, nu știu, și multă lume are acest sentiment, că vă cam paște până la urmă o fuziune cu PSD-ul și atunci, nu, veniți la bine cum ar veni, veniți acolo unde... Nu știu la unde, primar, mulți, la... unde ați auzit dumneavoastră despre această... Nu, dar mereu se tot vehiculează ideea că... Nu e adevărat, pentru că s-a văzut și la acest congres că mare prânză nu... Aveți aceeași origine, social-democrați... Suntem oameni de stânga, dar... Până la urmă. Este adevărat, dar noi... O să mergem în continuare cu acest partid care nu e chiar așa mic pe cum cred unii, e nou înființat, cred că n-avem niciun an de zile, avem după ultimele sondaje un procent destul de bun, eu sunt convins că... Procentul ăsta bun e cam fluctuant așa, între 7%... 7%, 11%, depinde, dar vă spun eu, noi n-am avut niciodată bani să comandăm. Noi am văzut sondajele lui alții, pentru că noi n-am făcut sondaje, dar dacă... și cei care sondează pe stânga și cei care sondează pe dreapta ne dau acolo undeva în jurul, cum spuneți dumneavoastră, în 7-11%, înseamnă că sigur suntem la un 90% și o să avem județe și localități care o să aibă procente mult mai bune și eu sunt convins că la aceste alegeri locale pe națională o să avem un scor cu două cifre. Bun. Acum revenim totuși la moțiunea de cenzură, pentru că este foarte importantă, pentru că de această moțiune de cenzură depind foarte multe lucruri în țara asta, începând de la gestionarea defectuoasă a pandemiei de către guvernul Orban. Această pandemie poate că avea altă influență asupra economiei naționale dacă era gestionat într-un mod... Cu siguranță. Deci îmi dați dreptate că s-a gestionat prost. Sigur că vă dau dreptate, pentru că... Și din punct de vedere sanitar ne și uităm economic în jurul și absolut... nostru și vedem ce se întâmplă. Sigur că vă dau dreptate, dar asta nu înseamnă că o să-și treacă moțiunea, nu? Dacă vă dau dreptate sau nu. Nu! Eu v-am spus. Noi n-am investit și niciodată calcule, acest lucru. V-ați făcut calcule cu cei împreună cu care ați depus, cu PSD-ul, cu ALDE, v-ați făcut calcule
negocieri cu, ați făcut negocieri cu... Pentru un nou guvern? Pentru un nou guvern sau pentru, mă rog, sau... Nu, eu, acum, oricum... În prima fază pentru, pentru rezultatul moțiunii, adică, adică dacă nu aveți suma voturilor dumneavoastră nu e suficientă, trebuie să faceți cu minoritățile, cu știu eu, cu TMR-ul, cu alte forțe politice. V-am spus, deci PSD-ul... Nu știu, nici eu nu sunt sigur pe ei că vor vota toți, pentru că văd că în ultimul timp, săptămâna trecută, au mai plecat vreo 3 sau 4 deputați senatori de la PSD înspre PNL. S-ar putea ca luni, când va fi votul, să mai plece încă vreo 5-6, s-ar putea să mai fie încă nu știu câți prin spital și așa mai departe. Eu vorbesc de pro-România și vă garantez de acum că noi toți, deputații și senatorii pro-România, vom merge la vot și vom vota, dacă trebuie, la vedere, împotriva guvernului Orban. Nu știu acum ce se întâmplă cu UDMR-ul, v-am spus. Dacă UDMR-ul, ei nu au luat nicio hotărâre, au spus că iau o hotărâre în ziua votului, dacă vor vota sau nu moțiunea de cenzură. Așa că mai mult, eu atât pot să vă spun că noi vom vota pentru căderea, și nu n-am votat niciodată guvernul Orban, da? De al doilea sau la al treilea. Dar noi vom vota împotriva... Și pentru faptul că nu ne-am văzut de mult, domnule deputat, care sunt principalele motive pentru care ați introdus moțiunea de cenzură? Deci, încă o dată vă spun, nu noi am introdus moțiunea de cenzură pentru că nu putem să introducem. Noi suntem 24, ca să inițiez o moțiune de cenzură trebuie să fie 100-102, mi se pare. Care s-a introdus moțiunea de cenzură? Și care sunt motivele pentru care vrem să... Păi exact, ce... Să pice guvernul Orban. Exact, pentru că a gestionat foarte prost țara în această perioadă. Economia e la pământ, Horeca e la pământ, 800 de mii de șomeri, industria, agricultura la fel. Ați văzut acum în Bărăgan, e secetă, agricultorii nu și-au primit absolut nimica, începe școala mâine, poi mâine nu se știe în ce condiții, mulți părinți, am văzut un sondaj de opinie, 30% dintre părinți nu vor să-și trimită copiii la școală datorită măsurilor, ceea ce vrea să iei guvernul Orban și Ministerul Învățământului. Deci chiar sunt multe motive ca acest guvern să plece. Eu sunt convins că dacă ar pica acest guvern, s-ar găsi, numai ce mai sunt, ei mai sunt 3 luni până și la alegerile parlamentare, sunt convins că s-ar găsi un guvern de Uniunea Națională în așa fel încât să ducă țara până se va fixa un nou guvern în urma alegerilor parlamentare. Deci nu cred că e nicio nenorocire dacă acest guvern va pica, pentru că ne-a dovedit că de 5 luni de zile, sau mai bine zis, de când s-au instalat, de 8 luni, 9 luni de zile, chiar mai mult, 10, vine anul, deci chiar nu au avut, interesul lor a fost doar, țineți minte, alegerile anticipate, n-aveau nicio treabă nici cu pandemia, nici cu școlile, nici cu absolut nimic, nici cu agricultura, nici cu infrastructura, absolut nimic. Ei își doreau doar, și pentru asta să și grăbesc acum pentru 27. Nu? Deci noi nici acum nu știm cum se va vota în 27. Ei spun că o să apară norme, că o să reglementeze. Ei și acum își fac ei calculele lor, că stau bine în sondaje, că pe 10 trece ei tot au scăzut. De la 48 după prezidențiale, tot au scăzut în sondaje. Acum am înțeles că sunt undeva între 28 și 33%. Ei știu că fiecare zi care trece nu interesează nici de școală, nici de absolut nimic, ei vor acum de urgență alegeri pentru că încă au mai furat, v-am spus, 130 de primari de la PSD, au PNDL-ul ăsta acum, e publică peste tot, îi cheamă toți primarii că le dă, că le face, că le drege și așa mai departe. Deci, părerea mea că nu e nicio nenorocire de că acest guvern pleacă acasă și se va merge la domnul președinte cu un guvern de Uniune Națională care să gestioneze treburile țării până în 6 aveți, decembrie. Aveți pentru această variantă de guvern de Uniune Națională? Aveți și un prim-ministru? Nu, nu. În cărți? Nu, nu. Pentru că nici nu putem să avem pretenții ale noastre. Probabil că PSD-ul... Păi cu PSD-ul, că acum noastră sunteți doar co-semnatari sau sunteți înțeleși în algun fel? Vreau să vă spun că noi nici n-am semnat pentru moțiunea de cenzură. Pentru că am spus de la început că nu e nevoie de semnăturile noastre
ca să se pentru existe. A se depune această moțiune de cenzură. Noi am spus-o de la început, că așa cum n-am votat niciodată guvernul Orban, nu e nevoie să punem nicio semnătură, noi o să mergem la vot cu toții și o să votăm pentru plecarea guvernului Orban. E foarte simplu. Da. Bun, deci moțiunea de cenzură are toate șansele să treacă, așa, gândindu-ne, da, acum că e, nu mai trebuie multe voturi pentru a... E rolul votat. PSD-ului, a președintului nou ales Ciolacu, nu are decât să negocieze cu DMR-ul, să și negocieze acum, cu Tăricianu, să... Acum, când vorba, ce relații mai sunteți cu PSD-ul? Eu personal? Nu, ca parte de România, nu? Păi, nu avem nicio problemă, absolut nicio problemă. Sigur, sunt acolo baronii care sunt, care niciodată nu am avut absolut nicio discuție cu ei, că e o poveste mai veche acolo, pentru asta a fost dat afară și Victor Ponta din PSD, deci, pentru asta până, am și până plecat. La urmă, pe Ciolacu, pe Marcel Ciolacu l-au votat baronii, nu? Păi nu sunt tot aia, cine e lângă el? Nu știu acum, mai sunt baronii preșin PSD, nu mai sunt chiar la fel. A venit și din punctul meu de vedere, a fost Dragnea care a venit Sorin Grindeanu, a venit profesorul Dâncu, oameni de calitate. Da, e ok, dar mai sunt acolo încă 50-60 în celebrul ăla CEX, care eu sper acum să se schimbe, dar mă îndoiesc că se va întâmpla ceva. Și în PSD. Nu știu. Până la urmă, moțiunea de cenzură va face lumină în România. Da, cu siguranță, deci chiar nu e nicio nenorocire. Vom vedea exact, este un foarte bun barometru această moțiune, pentru că vom vedea exact cum stau apele și cum stau lucrurile. Și atunci, sigur că da, este și în perspectiva alegerilor și locale și generale, veți putea vedea care sunt prezumtivi aliați, că cu cine v-ați putea să aveți interacții. Dom'le, dacă câștigă PNL-ul alegerile parlamentare, oricum, n-au decât să guverneze, dar deocamdată nu e nicio nenorocire dacă pleacă acasă acest guvern și vine un guvern de Uniunea Națională care să gestioneze treburile țării încă 2 luni jumate de acum înainte. Să pregătească și alegerile parlamentare și cu asta... Bun. Până la urmă, dumneavoastră, sunteți președintele Pro-România... Coordonator. Coordonator. Da, dar de ce nu sunteți președinte? Noi încă nu am avut alegeri în județe. Și trebuie să avea înainte de alegeri locale? Da, nu! După, încolo. Nu avem noi acum timp de alegeri, să ne punem pe funcții, să ne alegem. Trebuie să... Coordonarea ar fi mult mai eficientă. Noi acum trebuie să ne ocupăm de alegerile locale, trebuie să pregătim alegerile parlamentare care probabil vor fi la sfârșitul noiembrie, începutul decembrie și după ce se va așeza nou guvern, se vor liniști apele, cu siguranță, deci la anul începând din februarie-martie o să facem alegeri în toate organizațiile. O să vedem și noi cum stăm, pentru că, vedeți, toată lumea zicea că o să fim remorca PSD-ului, că vai și amărâți ea, că e long cu noi. Nu! Cel puțin noi la Unedoar am spus-o clar. Nu o să facem nicio alianță cu nimeni, o să mergem pe forțele și pe picioarele noastre și la sfârșit tragem linie. Dacă e ok, continuăm și așa, dacă nu mergem acasă. Care e problema? Nu trebuie să stăm. Dar eu vă spun, sunt convins, cel puțin în Valea Jiului, în Țara Hațegului și cam peste tot avem candidați foarte, foarte buni. Unii care au mai făcut politică, unii care n-au mai făcut politică și eu sunt convins că o să scoatem un scor bun. Și o să facem o surpriză și la Consiliul Județean. O să vedeți. Nu o să poată să facă nimic fără noi. Nici pe stânga, nici pe dreapta. Asta e ceea ce văd dumneavoastră acum, ceea ce se va întâmpla. Așa se va întâmpla. Așa se va întâmpla. De fapt, rămâne de văzut. Așa se va întâmpla. Pentru că vom avea un scor bun și la Consiliul Județean și o să scoatem acolo un 4-5 consilieri județeni. Ceea ce aveți candidat în toate circumscripțiile? Nu. Deci din 69 de OAT-uri, cred că avem acoperite 60. Da. Nu am reușit, sunt comune mici, câteva... Bine că nici PSD-ul, vă dau un exemplu, nici PSD-ul nu are peste tot. Poate vă spun în premieră, nici PSD-ul nu are candidați peste tot. N-au nici liste de consilieri locali. Deci, așa că nu e o surpriză pentru Pro-România, un partid înființat acum câteva luni de zile să n-aibă peste tot. Că are deja un an și. Păi n-are, un an și.
Dar, v-am spus, nici PSD-ul nu are peste tot, așa că nu e o tragedie. În schimb, avem, o să fie liste pentru Consiliul Județean, pentru că așa, și eu zic că o să avem voturi, chiar dacă nu avem candidat și listă de Consiliu Local. Și o să avem voturi pentru Consiliul Județean, pentru candidatul celor care candidează la președinția Consiliului Județean și nu AT-urile respective, unde chiar nu avem organizație și n-am reușit. Dar v-am spus, sunt comune mici, cu votanți puțini. Sigur că fiecare vot contează și... Bine, părerea mea este că dacă s-ar fi accelerat un pic lucrurile și la dumneavoastră în județul Hunedoara, probabil că s-ar fi coordonat lucrurile mai bine în vederea alegerilor locale. Că până la urmă, din câte știu, sunteți trei copreședinți? Sau... Da, este și adevărat. Și cum v-ați împărțit atribuțiunile între cei trei? Păi, nu a fost nicio problemă. Eu, de exemplu, m-am ocupat de Valea Jiului, inclusiv Țara Hațigului. Domnul primar Emir Rișteiu a avut zona Simeriei, Orăștie, Hunedoara, Deva și domnul Gligor Valea Mureșului cu zona Bradului, Gioagiu. N-a fost o problemă ca să nu putem... Și aveți aceleași atribuțiuni? Da, avem aceleași atribuțiuni în mod egal, mai puțin acum în această perioadă când sunt mandatat de București să mă ocup de această campanie electorală locală, pentru că ceilalți sunt cu toții angrenați în alegerile locale. Mă refer aici și la domnul Dorin Gligor, care e pe locul 2 la lista de consilieri județeni. Domnul primar Emir Rășteiu, știți că candidează la... Și atunci, de cel puțin 2 luni de zile, mi-am asumat eu toate atribuțiunile pentru a duce, zic eu, la bun sfârșit aceste alegeri. L-am văzut pe domnul Victor Ponta prin Petroșani. Da, da, da. Ce... A fost azi dimineață. Ce treabă pe aici, prin zonă? Nu, dânsul e plecat prin țară, a fost, cred că alaltă ieri, la Dolj, de la Dolj a mers la Mehedinț și ieri a fost în județul Gorj și mergea spre Alba Iulia. Alba și nu mai știu mai departe traseul dânsului. Normal că trecând prin Petroșani nu trebuia să rog eu, că știam și așa s-a și întâmplat. M-a sunat și mi-a zis că vrea să se oprească în Petroșani să se întâlnească cu candidații din Valea Jiului și lucru care s-a și întâmplat. A fost totul în regulă. În Valea Jiului aveți candidați în toate localitățile? Mai puțin la Oricani. Păi la Oricani de ce nu? Care totuși e oraș, nu? Da, acolo l-am avut pe domnul Suciu Gheorghe, fost primar al orașului Oricani. Pe ultima 100 de metri ne-a spus că abandonează. M-am întâlnit cu dânsul de foarte multe ori, mi-a zis că își asumă că o să candideze la funcția de primar. Nu pot să zic că a fost o păcăleală sau nu știu, poate m-am păcălit eu, dar asta e. Mi-a spus pe ultima 100 de metri că renunță, nu mi-a spus motivele. Ceva s-a întâmplat, în orice caz, pentru că nu mai răspunsese la telefon, eu îl căutasem și în Lupeni, acolo unde are serviciu acum și prin Urican, și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Până la urmă, nu mi-a spus mie personal, am primit un mesaj pe WhatsApp că renunță. Dar era cam pe ultima 100 de metri și am încercat să înșghep repede în ultimele 2 săptămâni organizația acolo, dar mie nu-mi place să mă șantajeze cineva și atunci am spus stop, decât să așa, mai bine renunț. O să avem listă la Consiliul Județean, o să avem listă, încă o dată vă spun, pentru candidatul președintelui de... Așa și eu cred că sunt mulți și în orașul Hurican care ne vor vota lista de consilieri județeni și candidatul de primar la... fără să avem organizat. Cu siguranță după 27 o să găsim și acolo o variantă să... Dar ne bucurăm, avem candidați buni. Domnul Albescu aici lângă mine, la orașul Aninoasa, domnul Merișanu la Vulcan. Deci chiar eu zic că o să facem scoruri foarte bune. Feri Gheșner aici la Petroșani, Dorin Curtean la Petrila. Deci chiar oameni extraordinari, cu notorietate în Valea Jiului și eu sunt convins că o să scoatem
un scor cu 2 în față pe Valea Jiului. Da, domnule Albescu, ați participat la întâlnirea cu Victor Ponta. Ce idei ați, cu ce concluzii ați rămas în urma acestei vizite? Ce v-a spus domnul Ponta? Da, am participat, mi s-a părut ca persoană un om deschis, un om simplu, a zice, adică fără prea mari, eu știu cum să mă exprim. Ăsta e un prieten al Văii Jiului. Pentru noi este, cu siguranță, și a fost un prieten pentru noi Aninoasa, pentru că am spus-o și o repet. Dumnealui era prim-ministru la momentul la care a fost primul și singurul oraș din România în insolvență. Știu că și Lupeniu am avut niște probleme financiare destul de complicate. A avut probleme la momentul ăla. Pe care tot Victor Ponta l-a dat. Da, sigur, așa s-a și întâmplat. Și la Aninoasa și la Lupeniu. Am avut curajul la momentul respectiv să declarăm și nu cred că aveam nicio altă cale de ieșire la momentul respectiv. Corect. Și ce să spun, în sensul ăsta, ce v-a spus? V-a îmbărbătat? V-a dat niște sfaturi? Bineînțeles. Mesajul a fost de susținere. V-a atenționat probleme? Mesajul a fost de susținere, de încredere, de, cum să spun eu, de încredere în noi, până la urmă, că putem face ceva. Și exact cum spune domnul deputat, eu zic că vom face o surpriză plăcută și la Aninoasa, ca și în celelalte orașe. Și datorită candidaților, pentru că am reușit să facem o listă, zic eu, serioasă, completă, cu oameni serioși, cu oameni care contează, cu oameni care cunoscuți în zonă, în oraș. La Aninoasa acolo vorbește lumea, că v-ați înțeles deja cu PSD-ul, cu primarul Dunca primar, mai v-ați viceprimar. Lumea vorbește și la momentul când am candidat independent, lumea spunea că datorită domnului Dunca am ieșit eu, că mi-a dat voturi. Eu știu, acum, dumneavoastră ce credeți? Credeți că se poate așa ceva? Eu zic că nu. Pe domnul Dunca rar îl vedem la față, e o persoană enigmatică. L-am văzut la față pe domnul Dunca în alegerile din 2016, când s-a ales. Da. După care nu l-am mai văzut la față de 4 ani de zile. De 4 ani de zile, domnul Dunca e o persoană enigmatică, o persoană cu... Da, este un pic mai puțin vorbăreț, puțin mai retrasă, retrasă e puțin spus. Din viața publică. Fantomatică. Este exclusă o discuție de genul ăsta, cel puțin la momentul ăsta, dar putem să o luăm în calcul. Și pentru asta încercăm să facem un scor bun ca să putem conta, pentru că dacă nu avem un scor și nu avem un număr de consilieri care să conteze, nu avem ce discuta. Adică trebuie să pornim de la asta întâi. Să încercăm de la bătălia electorală, după să care facem, să tragem linie, să vedem și după ce vom vedea ce se întâmplă. Noi suntem unul din orașele cu puțini candidați și la primar și pe listele de consilieri. Câți candidați sunt la Aninoasa? Sunt 4 candidați la funcția de primar din partea PSD, PNL, Pro-România și PMP. PMP. Și fostul primar este Bot Groz, candidat la PMP, da, acum e. Da, da. Și este are dreptul să candideze, că a avut și probleme acelea. Da, a avut niște probleme, din câte știu eu, a trecut perioada în care a avut niște... Da, cu siguranță, dacă e validat... Altfel, dacă nu se valida, cu siguranță. Și am înțeles că mai este o listă incompletă de la ALDE pentru consilieri doar. Deci ca și partide, sunt 4 partide, probabil că vor fi niște, zic eu, surprize. Pe ce loc sunteți pe buletinul de vot? Locul 3, din câte știu. Așa s-a tras la sorți. Da. Deci sunteți pe pagina a doua, cum ar veni. Da, e pe... prima pagină, cred. Sau 4 pe prima pagină. Nu știu. Parcă sunt 4 erau, pe pagină. Erau la data legile, am văzut că erau 2 pe pagină. Acum să fi mai mulți? Sau? Nu, după... În cap pe ștampilă, dacă cred că 4 sunt, eu vor fi 4. Pe pagină, da. 4 partide, pentru că atunci, în alte localități sunt multe partide angrenate în cursă, nu ca la Aninoasa, da. Sau ca la, în mediul rural. La de fapt și Aninoasa e tot un fel de mediul rural.
Da, anul ăsta a fost declarat în municipiu, oraș, acum oraș. În 89 chiar, o comună mai mare. Acum 30 de ani, 31, era vorba de altceva atunci. Aninoasa avea un potențial economic. Era, corect, era industria minieră. Aveam două unități miniere, aveam unități de transport în comun, aveam utilaj greu, aveam colectare legume, fructe, exploatarea lemnului și așa mai departe. Și o populație undeva de spre 10.000 de locuitori la momentul respectiv. Acum am rămas undeva la 5.000 după ce s-a întâmplat în da. Timp. Da, domnule deputat, cum stați cu organizarea alegerilor în județul Hunedoara? Adică toate organizațiile sunt toate organizațiile sunt cu armele ascuțite, cu sebele ascuțite, încă de azi noapte de la 12 am primit pe grupul nostru. Pentru de că asta este prima zi de campanie. Da, și-au depus sau și-au pus afiși acolo la panourile regulamentar, sigur, deci nu, chiar avem, am văzut, v-am spus că am coordonat inclusiv depunerea dosarelor pentru candidați, am stat la sediul din Deva, eu le-am și semnat, am stat la sediul din Deva de la 7 dimineața, de la 8 dimineața, m-a prins și 12 noapte. Deci chiar am văzut un entuziasm și al candidaților de primar și a consilierilor locali. I-am văzut foarte determinați și spuneau că o să lupte, să scoată un pentru scor bun. Pentru că sunteți conștient că de alegerile locale depind de alegerile parlamentare. Păi tocmai de asta v-am și spus. A fost nu numai ideea mea, ca să mergem singuri în alegeri, să vedem cum ne măsurăm, ce scor o să avem. Asta e cea mai bună măsură. Alegeri locale, cea mai bună măsură a unui partid. Și atunci, gata, domnule, mergem singuri și vedem ce putere avem, cum suntem primiți de către electorat în județul Hunedoara, pe 27, dar eu am încredere, v-am spus, am colegi foarte buni în toate OAT-urile, acolo unde avem candidați, inclusiv listele de consilieri, oameni în regulă, pentru că am interacționat foarte mult cu ei stând 10-12 ore acolo, m-am întâlnit cu absolut toți candidații din toate comunele și i-am văzut foarte determinat și eu zic că trebuie și oameni serioși, oameni ca lumea, deci chiar nu, v-am zis, exemplu, la Uricant, dacă chiar n-am găsit ceva ce trebuie acolo, mai bine am zis că renunț, pentru ce numai să-mi fac, hai domnule că vin eu, că nu știu, frate stai să vedem cine e și dacă, nu, mai bine renunțăm acolo unde nu putem și nu avem oameni serioși, pentru că e una când mergi cu oameni serioși și care nu te trădează și alta să... Na. Și de când numai să ne găsim întreabă, acolo unde n-am reușit, am renunțat, dar tot ce avem, vă spun eu de acum că sunt oameni, unii care au mai făcut politică, mulți dintre ei, majoritatea dintre ei sunt oameni noi. Avem foarte mulți tineri, chiar și la funcțiile de primar, 24-25 de ani. Chiar și la funcția de președinte al Consiliului Județean. Da, chiar și la funcția. Am făcut așa, ca idee, am făcut o medie de vârstă, deci ne ducem undeva în jurul la 40 de ani. Avem pe listele de consilieri locali și consilieri județeni, 23, 26, 27 de ani, oameni care au venit alături de noi și... De asta vă spun. Suntem determinați și noi sperăm să avem un rezultat destul de bun în județul Hunedoara. Și sunt convins că o să avem și la nivel național. Pentru că, cel puțin pe la municipii, orașe, reședințe de județi, cam știu pe candidați și chiar sunt oamenii de ispravă în aici, județele lor. În județul Hunedoara cred că veți avea o medie, veți avea peste media națională, așa după cât eu sunt convins. Eu sunt convins. Și la celelalte două alegeri, inclusiv la alegerile europarlamentare și la alegerile prezidențiale și în primul tur și în al doilea tur am fost peste media național cu 2-3%. Și sunt convins că și acum o să avem un rezultat peste media. Unde stă în România, unde stă România mai slab?
Păi nu știu să vă spun, dar mă gândesc că județ, nu știu, Sibiu, probabil, Zalău, Însălajul, mă gândesc că aici, prin Ardeal, pe acolo, prin Ardeal, Mureș. Socialdemocrația nu prea a prins în Ardeal, păi, așa, foarte, așa e, foarte bine. E drept, e drept. Dar eu zic că nici acolo nu o să avem rezultate dezastroase. Eu mă gândesc că o să sărim, nu cred că o să avem județ sub 5%. Nu cred că o să avem județ sub 5%. Da. Pentru Consiliul Județean este domnul Dacian Ciodaru. L-am avut invitat în emisiunile mele pe domnul Ciodaru. A venit cu un program ambițios și cu multe lucruri interesante pentru județul Hunedoara. Dumneavoastră, din punct de vedere al parlamentarului, al singurului parlamentar pe care l-are Pro-România în județul Hunedoara, dumneavoastră, care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus să le faceți în județul Hunedoara din punct de vedere al parlamentarului, adică cu ce lucruri doriți să ajutați județul și să scoateți în evidență partidul? Păi, acum, sigur, sunt multe, știm cu toții că județul Hunedoara a fost unul dintre cele mai industrializate județe din țară până în 92-93, când... Și cu mulți oameni aduși din alte zone. Sigur că da. Numai Hațegu, de exemplu. Hațegu avea până în 92-93 în jur de 8.000-9.000 de locuitori, dar acolo lucrau zilnic 12, 13, 14 mii, pentru că era industrie ușoară, era râul mare, retezat, și fabrica așa mai de departe, bere. Fabrica de bere, abatorul din Hațeg. Deci chiar erau, venea multă lume din Moldova, care lucra în Valea Jiului. Din păcate, trebuie să, ce a fost nu se va mai întâmpla niciodată, sunt convins. Și nu are cum, pentru că mergem și noi înainte, de aia ne și numim Pro-România și facem parte din grupul parlamentar Pro-Europa. Dar trebuie găsită o alternativă și pentru Valea Jiului și pentru restul județului. Vedeți, cel puțin în Valea Jiului, eu sunt de acord, normal că sunt de acord și am votat, dar eu, părerea mea, că multe familii din Valea Jiului trăiesc din pensia minierului care a lucrat în diferite, nu știu, la Lupeni, la așa mai departe. Deci nu e nimic ca vrem, nu vrem, pe cale naturală, într-o zi toți o să plecăm, da? Am înțeles că din pensia minerului trăiesc 4-5 persoane. Dar nu-i suficient, deci neapărat trebuie o alternativă, să gândim ceva pe termen lung pentru restul locuitorilor Văii Jiului. Sigur, noi avem și norocul de a... Acum că s-au întâlnit majoritatea dintre candidați și cei care au fost acolo, au cerut și sunt convins că va veni doamna Corina Crețu, europarlamentar, va veni în Valea Jiului, pentru că împreună trebuie să găsim o soluție. Eu să vă spun acum concret că ce voi face eu. Nu o să fac singur niciodată nimic, pentru că oricine ar zice că răstorn murții și fac din Valea Jiului nu știu ce, e o minciună. Dar sigur că într-o echipă pe cum o avem, cea Pro-România, v-am spus, cu doamna Corina Crețu și așa mai departe, o să găsim soluții pentru toate regiunile din județul Hunedoara, inclusiv pentru... Sunt probleme și în Brad, și acolo, în zona Bradului, Certej, nu? Unde iar a fost industrie minieră, în Ținutul Pădurenilor, Ghelar, Teliuc. Dar pe lângă acestea au căzut și celelalte, și industria ușoară. Și mă gândesc că o să găsim o soluție după alegerile parlamentare din 2020 pentru județul Hunedoara, împreună cu specialiștii pe care îi avem în Partidul Pro-România. Deci, estimați, o să faceți un scor bun la alegerile generale. Eu zic că da.
Eu zic că da, o să avem un scor bun și... Domnul Albeț, că dumneavoastră la Aninoasa, ce spăr credeți că o să aveți? Adică nu știu exact câți consilieri sunt în Consiliul. Aninoasa are 13 consilieri. La momentul acesta PSD-ul are majoritatea cu 7 consilieri. Eu personal cred că ne putem situa undeva la 3, chiar 4 consilieri dacă... Sunteți foarte optimist, înseamnă. Încercăm cel puțin. De ce nu? Da. Acum depinde foarte mult și de celelalte partide. Să vedem și scorul pe care îl va scoate PNL-ul, pe care îl va scoate ALDE cu cei doi consilieri care candidați, mă rog. Are doi consilieri acum? Am înțeles, da, că sunt doi candidați la funcția. Deci are listă incompletă, sunt incompletă. Doar doi oameni care candidează pentru un post în Consiliul Local. Se poate să depui lista incompletă de consilieri? Da, sigur că da. Pot să mergi și cu listă incompletă. Da, sigur, inconvenient este că nu ai reprezentant la BEC, nu ai reprezentant în secțiile de vot. E ca și când candidezi independent. Eu am candidat și... Nu, eu sunt convins, ce spune Adi Albescu este adevărat. Eu sunt convins că o să scoatem 4, poate chiar 5 consilieri acolo, pentru că i-am cunoscut pe cei care merg pe listă alături de Adi Albescu. Oameni de ispravă în Aninoasa, mă întrebați, eu chiar am, v-am spus, destule rude în partea asta, Aninoasa, Coreștiul, Vulcanului, Vulcan, și... Toată lumea mi-a spus lucruri bune și eu sunt despre candidat și eu sunt convins că... Deci nu văd să nu scoatem un rezultat bun în Valea Jiului. Noi am încercat și la liste să acoperim toată Aninoasa, în sensul că am respectat, să zic, un algoritm, un candidat zona Iscroni, un candidat zona Aninoasa, pentru că e o zonă destul de întinsă și... Ideea mea este că ar fi bine să fie și sunt pe listele noastre oameni din toate categoriile sociale și cam din toate zonele din Aninoasa, ca să poți cumva să știi chiar toate problemele care sunt. Pentru că niciun primar și nici nu are timpul necesar probabil să meargă în fiecare zonă, în fiecare zi. Sau una din idei la candidatura mea de primar este și aceasta, ca să-ți faci, de exemplu, timp o dată pe săptămână, o zi, să poți să treci prin toate zonele sau cele cu probleme, să vezi exact despre ce e vorba. Așa, din auzite, da, corect. Nu întotdeauna, nu reprezintă realitatea întotdeauna. Da, alegerile locale bat la ușă, astăzi s-a dat startul campaniei electorale, armele sunt ascuțite și la dumneavoastră, dar și la, corect, adversari, și la adversari. Pentru că am văzut și pe PSD-iști și pe PNL-iști sunt foarte determinați, pentru că toată lumea știe că de asta, de alegerile locale, depinde alegerile parlamentare, corect, și fiecare încearcă să-și tragă spuza pe turta lui. Acum, vedeți că vă gândeați la un blat așa între PSD și PNL la care nivel parlamentar. Care există sau nu există? Sau... Există, mă rog, nu există la nivel național. La nivel național. Uite că PNL-ul a declarat cu sură și trâmbițe că este aliat cu USR-ul și în ciuda faptului că au declarat amândoi că sunt aliați, totuși sunt mari probleme. În afară de București, unde s-au înțeles, PNL cu USR, sunt toate județele, sunt probleme între ei. Păi și ce s-au înțeles la București? Ei, candidează, să dea jos pe fire. Candidează un independent acolo, că am văzut că Nicușor Dan nu-și asumă. El mereu spune că e candidat independent. Candidatul dreptei, cum s-ar zice. Candidatul dreptei, despre ce vorbim? Nu știu dacă... Dar, da, să zic, nu e după cum se potrivește, după cum se numerește. Și, până la urmă, exact. Până la urmă... Și pe urmă, același lucru se întâmplă și credeți dumneavoastră că PNL-ul îi convine? Ei vor să-i țină pe USR acolo jos, jos de tot, să n-aibă nicio pretenție la... Păi bine, și atunci e mai bun PSD-ul să facă treabă sau, nu știu... Păi nu, deci aia vă spun, exact ce... De asta n-au vrut nici PNL-ul, nici PSD-ul ca să fie alegeri în două tururi. Pentru că nu vreau să,
să dea o șansă partidelor mici, gen Pro-România, USR, eu știu, ALDE. Pentru că nu au nevoie, ei vor să-i țină acolo jos și PSD-ul și pe noi, pe Pro-România sau pe cei care mai sunt pe partea stângă și PNL-ul aceeași chestie face cu USR-ul și cu ceilalți, PMP-ul și care mai sunt. De ce nu i-a luat pe PMP la București? Din cauza și Traian Băsescu, din cauza... Păi, mă rog. Și acum o să-i încurce, vă spun eu că o să-i încurce pe partea dreaptă. Dacă nu plânge Băsescu din nou și să se retragă și să zică un hohote de plâns, că stați așa, că tot și să-l, Jordanii mai mult. Să-l susținem pe Nicușor Dan. Păi e o variantă care la, nu e greu de înțeles. De la președintele Băsescu la te Băsescu poți aștepta la orice. La orice. Bun. Domnule deputat, sper să vă mai am invitat în această campanie. Cu mare plăcere, domnule, să mă invitați. Și pe domnul Albescu, cu siguranță, o să-l mai am invitat în această lună decisivă pentru România. Doamne și domnilor, Capital Special se încheie aici și sigur că da, ne vom vedea mai des în următoarea perioadă. Până la următoarea emisiune vă doresc numai bine.